majoritatea sunt în specialitate, iar cei care vin din partea presei sau din alte medii știu foarte bine despre ce este vorba, pentru că altfel ar fost aici. Datele sunt relativ simple. Ediția 56 a sesiunii de naționale Pontica, o ediție aniversară, pentru că după 50 de ani, deja orice an devine aniversar. Am încercat să fie o sesiune bogată, atât cantitativ, dar cred că și în special calitativ. Și mă refer la comunicările care vor fi prezentate, mă refer la lansări de carte și de reviste și verificarea două expoziții. După aceste momente oficiale, ca să spun așa, urmează strict prezentările tehnice de carte și după aceea, după pauza de prânz, se va trece la lucrările pe secțiuni. Acesta fiind spus, o să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Rucu, să ne rostească câteva gânduri ale dumneavoastră și domnul președinte. Sigur că nu sunt gândurile mele, sunt aprecierile mele pentru tot ceea ce face dumneavoastră. Cel mai important lucru este că ați reușit atâta personalități să veniți astăzi aici și să duceți mai departe cercetările arheologice care stau la baza scrierii adevărate a unei istorii și mai ales acestei zone noastre pline de istorie, încărcate de istorie. Și bineînțeles, rolul nostru autorităților publice locale de a fi suport în tot ceea ce faceți dumneavoastră. De cele mai multe ori, autoritățile locale interferează cu activitatea științifică, ceea ce nu este benefic. Rolul meu este pur de a fi un administrator, un conducător vremelnic în această funcție, care să susțină ceea ce este mai important până astfel de numai un astfel de eveniment pentru teritoriul nostru și chiar și pentru țara noastră. Evidențele istorice stau la baza identității noastre naționale.